întâmplă lângă blocul dumneavoastră? Lângă blocul nostru, acolo unde era un, este în continuare un spațiu verde, foarte prețios și foarte rar în București, am fost surprins să constatăm că a fost împrejmuit sub, mă rog, pe pretext că existese un autorizație de construcții, în baza căreia se va construi un nou bloc, așa cum vedem în toate părțile în cartierul Floreasca. Din ce în ce mai mult suntem înconjurați de astfel de plombe pe fostele spații verzi. Contrar scrisorilor pe care le primim la început de an de la primarul de sector, care ne asigură că principala lui preocupare sunt spațiile verzi, acestea dispar an de an, lăsând locul unor frumoase construcții de beton care ne privează de lumină, de spații de joacă pentru copii și așa mai departe. Pe dumneavoastră v-a întrebat cineva atunci când s-a dat autorizație, fiindcă este foarte aproape de practic de geamul unde locuiți? Este practic în geamul nostru, nu ne-a întrebat nimeni, absolut nimeni. Dumneavoastră considerați că este ilegal ce s-a aprobat aici? Da, cu siguranță. Din ce cauză? Din mai multe motive. Odată vorbim de un spațiu verde pentru care nu era normal să dea niciun fel de autorizație de desfințare a lui. În al doilea rând, au fost martorii unei racordări la rețeaua electrică care s-a dovedit ilegală. Când v-ați mutat aici și de ce v-ați mutat în cartierul Floreasca? Noi ne-am mutat în cartierul Floreasca. Noi suntem în cartierul Floreasca de foarte mulți ani. În acest apartament, în mod special, ne-am mutat de aproximativ 2 ani. Dar stăteam înainte la câteva străzi distanță. Ne place și ne-a plăcut cartierul Floreasca, exact pentru că este un spațiu mai aerisit, cu condiții mai bune de locuit, blocuri cu regim de înălțime mai redus față de alte locuri ale capitalei și renumitele spații verzi despre care vorbeam. Am consultat în iunie 2012 documentația și autorizația de construcții dată pentru acest imobil la primăria sectorului 2. Și acolo am constatat că pe partea noastră care ne afectează, la un metru de clădire, urmează să facă o rampă de acces auto, unde vor ajunge cu săpătura la cota minus 350, la 2 metri și 20 sub cota noastră de fundare. Avea obligația să ceară avizul nostru. Acesta este un prim punct ca să asigure siguranța construcției existente a imobilului nostru. În ceea ce privește regimul de înălțime, aici prin autorizație se aprobă să se construiască un imobil sub sol plus parter pe 5 nivele în total. Afectează foarte mult zona, clădirea respectivă. Atât pe mine cât și pe ceilalți locatari de bloc, care regim de înălțime depășește blocul nostru, pe plus 4. Este depășit. Acest apartament a fost evaluat în vederea unui contract de credit la 194.000 de euro. Atâta este apartamentul acesta de 4 camere. Acum, dacă ar fi eu să-i dau cuiva și vede clădirea de alături... Acest bloc s-a proiectat în 1970, a început proiectarea, 71 a început execuția, 70-71, iar în 72 au intrat locatari. Acesta a fost un bloc proprietate particulară de oamenii care lucrau în Ministerul Agriculturii și în partea de proiectare a Institutului de Agricol și el a fost conceput, mi s-a repartizat aici terenul de către primărie de atunci cu condiția să ne încadrăm în niște distanțe relativ acceptabilă fiind pana de verdeață a Bucureștiului, acum venind acest bloc alături de noi, care conform legii 50, legii și codului civil, ar trebui să fie incinta la 2 metri. Incinta a fost dată la 1 metru distanță de blocul nostru. După aceea, noi am plantat aici, fiind bradul care se vede aici, este odată cu construcția noastră, deci are 40 și ceva de ani. Am plantat atât tei
Magnolia a fost adusă, Forziția, deci și tot felul ca să îmbunătățim zona respectivă. După 90, acest spațiu a fost declarat spațiu al domeniului public și s-a spus că nu se va păstra tot spațiul verde. Imediat după vreo 10 ani, când au început să dezvolte partea asta de construcții noi, care fiind o zonă căutată și foarte scumpă, au început să apară niște parcele. Parcele care legal nu ar fi trebuit să apară în zona asta. S-a distrus foarte mult în stânga, în dreapta, s-au tăiat zeci de copaci.